Salutare, sunteți pe canalul Clipe Croșetate și în tutorialul de astăzi o să aflați cum am croșetat această vestă cu colan, perfectă pentru perioada rece a anului, pentru sezonul în care ne aflăm și nu numai. Este un articol foarte universal, ușor de asociat cu restul garderobei, se poate purta împreună cu pantaloni, cu fuste, peste malete, peste bluze, peste cămăși, peste rochii chiar. Deci totul depinde de culoarea pe care o veți folosi și de felul în care o veți lucra. Adaptați-o conform siluetei voastre și veți avea un rezultat super tare. Mai ales că este unul din modurile așa, cele mai ușoare de a lucra un articol vestimentar, pentru că este începută de jos și se lucrează în mod drept în mare parte. Am folosit în totalitate o croșetă de 4 mm și pentru partea de corp și pentru borduri. Modul în care am prelucrat bordurile este un pic mai nou decât ceea ce am prezentat până acum, inclusiv și colanul. Deci bordura în sine constă din rânduri din piciorușe scurte consecutive, unul pe față, unul pe dos, iar rândul de final este din puncte alunecate, peste tot. Deci și colanul așa a fost prelucrat și în general toată vesta, vedeți, și foarte bine se încadrează în acest articol și recomand să prelucrați cu puncte alunecate. Deci am făcut o mică descoperire, mă gândeam de mult să încerc această modalitate, dar tot parcă nu era situația. Acum însă am testat și m-am convins că într-adevăr se potrivește foarte bine și este ca o alternativă la pasul racului, da? Dar arată mult mai discret și este poate și mai elegantă. De ce nu? În acest sens, atunci când punem accent pe un desen super tare, atunci bordurile trebuie să fie cât mai minimaliste. Și în această situație, prelucrarea cu puncte alunecate este o soluție foarte bună. Așa, este lucrată pentru mine, pentru mărimea S. Am folosit în total 390 de grame de fir, este vorba despre un acril premium broaște, în 100 grame sunt 285 de metri și practic eu am folosit aproape 400 grame, deci foarte puțin mi-a rămas din a patra bobină. Este mai largă, părțile astea din față se suprapun destul de bine, deci este călduroasă și în același timp este și foarte ușoară, lejeră așa ca articol, nu se simte pe corp, dar în același timp îți dă o eleganță aparte și încălzește pe deasupra foarte bine. Totodată nu este nici prea grea ca articol vestimentar, da? Mai versatilă, mai ușor de adaptat. Este fără mânici, se poate lucra și cu mânică. Deci aici deja veți alege în funcție de preferințele voastre, fie să o lucrați cu mânică, fie nu. Eu în tutorial am să vă povestesc despre cum am procedat eu. Pornind de la toate informațiile pe care le găsiți aici, puteți varia, modifica și adapta conform preferințelor voastre. În primul rând vreau să vă zic că desenul nu este nou. Cu el am prezentat un articol cu ceva timp în urmă, vreo 2 ani cred. Este vorba despre o jachetă reliefuri croșetate, o vedeți acum în imagine. Și în acel tutorial am lucrat cu voi pas cu pas desenul. Este un desen într-adevăr deosebit. Acolo intrați, deci eu o să pun acel tutorial în descriere sub acest video și o să puteți urmări. Acolo avem varianta începută de sus, cu reglan, cu mulțiri pe coțuri. Mult mai complicată este varianta aceea de lucru, aceasta este mult mai simplă. Deci urmăriți tutorialul pentru a aprinde cum se lucrează elementele desenului, după care deja puteți porni să lucrați această vestă. Dacă ați lucrat acea jachetă, vesta o să o lucrați cu ușurință. Dacă încă nu ați testat acest model, iată acum sunteți invitați să-l testați, pentru că cred că este un motiv solid. Este o vestă, un articol vestimentar foarte necesar în garderoba unei femei și nu numai, se poate lucra inclusiv și pentru copii. Bun, deci cum noi procedăm? Acest articol este început de jos. Din start trebuie să stabiliți care este lățimea viitorului articol. Că este cardigan, că este vestă.
Deci trebuie să stabiliți lățimea. Această lățime trebuie să cuprindă spatele și părțile din față, cu câțiva centimetri pentru lejeritate. În situația mea, eu am lucrat un lanț din ochiuri care să cuprindă 98 de centimetri, fără să număr ochiurile. Da, desenul într-adevăr are raport, o să vizionați tutorialul în care v-am zis unde lucrăm desenul și o să vedeți toate detaliile. Dar eu l-am adaptat din mers. Ulterior, se lucrează în sus, deci în mod drept, da? Până când ajungem la supraț. Deja această lungime se poate regla în timpul lucrului, fiecare în funcție de cum își dorește. Așa o să lucreze lungimea. Lățimea trebuie stabilită foarte concret din start. Deci, pentru spate stabilim și pentru părțile din față. Acum, eu aici am lăsat două ochiuri. Dintr-un ochi începe spatele, din altul începe partea din față. Și aici, respectiv, la fel. Pentru mărimi mult mai mari, sunteți nevoiți să lăsați aici mai mult spațiu la sub braț. Respectiv, mai apoi, lucrăm deja pe părți aparte. De exemplu, eu mai întâi am lucrat spatele. La mine variază, deci aici sunt aproape 47 de centimetri pentru spate și pentru părțile din față undeva 25 de centimetri. Acum, este foarte important să stabiliți cât lucrați până când ajungeți la umăr. Deci să știți concret lungimea și totodată să știți că trebuie să facem și ajustări aici. Deci se fac scăderi de o parte și de cealaltă a părților din față. Respectiv, linia umărului este punctul în care noi deja finalizăm cu una din părți. Da? Uitați! Deci de la sub braț în sus se lucrează pe părți aparte. De exemplu, mai întâi spatele. La final, aici trebuie să stabiliți care este acel segment pentru umeri și să lăsați aici 2-3 rânduri nelucrate în jurul gâtului, pentru comoditate. La mine, deci înălțimea este undeva de 19 cm. Deci este foarte important să știți că înălțimea unui astfel de articol, fie el vestă sau jachetă sau cardigan, trebuie să fie mai mare decât voi obișnuiți să faceți la bluze sau pulovere, pentru că este un articol care în principiu se poartă peste o altă haină, da, fie ea bluză, cămașă, orice, și atunci aici trebuie să aveți lejeritatea suficientă pentru brațe. Vedeți? Aceste scăderi le facem iarăși obligatoriu ca să nu venim cu colțuri aici. Dacă vă doriți, deci se poate lucra și în mod drept. Și o să aveți aici, iată așa, o formă. Eu am făcut scăderi. Acum, deja când ambele părți din față sunt gata, aici la zona umerilor se prinde cu croșeta prin puncte alunecate sau prin piciorușe scurte. De exemplu, în această situație, eu am prins prin piciorușe scurte. Ulterior, de jur împrejur se face o bordură. Deci această bordură la mine are 5 cm. Lățimea acestei borduri o puteți regula în funcție de situație, de preferințe, însă este important ca lățimea să fie stabilită din start corect. Deci la mine părțile din față se suprapun una peste alta. Și prin acest mod eu obțin și un plus de confort și de căldură la acest articol. Important este, iată, să stabiliți din start care sunt toate aceste dimensiuni ca să fie mai ușor să adaptați articolul pentru mărimea pentru care veți lucra. Se pot face inclusiv și ajustări în zona taliei, dacă e nevoie. Ajustările, deci cum am făcut aceste scăderi în părțile din față. Scăderile se fac în rândul în care lucrăm piciorușe scurte, minus un element și automat în rândul următor veți avea minus un element din ăsta mare. Deci voi o să priviți tutorialul pentru desen și o să înțelegeți despre ce este vorba.
respectiv aceste scăderi le facem treptat, deci nu se scade brusc, treptat, și iată am ajuns. Deci dacă eu inițial am avut pentru una din părți, am avut 19 puncte din astea, eu am ajuns aici sus la umăr cu doar 12. Iată punctul în care am unit părțile cu croșeta prin piciorușe scurte. Aici folosim doar urechiușele interioare și realizăm acest tip fără să strângem. Așa, deci bordurile clar că se lucrează la final, când deja toată vesta aproape este gata, deja se trec la aceste borduri. Acum se lucrează colanul. Se iau un anumit număr de ochiuri, deci eu chiar nu le-am numărat. Faceți un lanț din ochiuri, înfășurați-l în jurul corpului și stabiliți lungimea viitorului colan. La mine, în lungime are 1,25 m, iar pe lățime are 3 cm. Deci lățimea și lungimea o reglați în funcție de preferințele voastre, dar foarte ușor adaptați făcând acest lanț din ochiuri. Le luați pe croșetă, deci tot cu croșeta numărul 4 am lucrat ca și restul articolului. Înfășurați în jurul corpului, vedeți dacă vă ajunge să legați, de câte ori vreți să legați, aici tot depinde cum urmează să purtați această vestă. După care am lucrat câteva rânduri din piciorușe scurte dus întors și la final am prelucrat cu puncte alunecate peste tot și vedeți cât de bine arată. Deci pentru astăzi atât, vă mulțumesc pentru atenția cu care m-ați urmărit. Vă îndemn să lucrați și această vestă alături de mine și vă doresc spor în continuare la oricare din proiectele voastre. Pa, pa!